Iată și în anul acesta, 2017, ne-am pregătit pentru Bobotează, aducând înainte credincioșilor 170.000 de sticle de aghiazmă pe care le pregătim. Aceste pregătiri au început chiar înainte de anul nou și în zilele acestea, 2, 3 și 4, terminăm etichetarea sticlelor ca pe 5 dimineața când facem slujba Sfințirii Apei să putem să umplem sticlele. Este bucuria și darul pe care îl oferim credincioșilor, întrucât această apă sfințită este apa cea vie, care ne face și pe noi mai vii și mai treji. Sunt darurile bobotezei. De aceea credincioșii ne aduc bucuria și ne spun că ce au luat în anul 2002 este apă proaspătă. Această aghiazmă mare niciodată nu se strică, este darul ortodoxilor, cum spune și rugăciunea, pentru că Harul Sfântului Duh le înnoiește pe toate și niciodată nu se învechesc, ci rămân pururea proaspete și noi. Sperăm ca și anul acesta sărbătoarea, care se va ține în portul Tomis, să ne fie nouă tuturor o zi de mare lumină și de bucurie și de daruri duhovnicești. Câți credincioși sunt așteptați să participe la această slujbă? De la 10.000 în sus, cred 10, 15, 20.000 pot fi, mai ales că locul este atât de generos acolo în portul Tomis. Temperaturile prognozate sunt chiar gerul bobotezei. Sunt negative și ne bucurăm pentru că și frigul și zăpada și vântul și valurile trebuie să laude pe Dumnezeu. Și noi, împreună cu întreaga natură care ne înviază, trebuie să lăudăm pe Dumnezeu. Mai mic să fac mai înaltă. Nu am cocoșat timpul.